Am revenit în direct, oameni buni, alături de noi Rică Răducanu, care s-a întors de pe litoral. A stat 2 săptămâni la mare, în vacanță, la tratament. Așa cum facem fiecare an, se respectă. Nea Rică este acum aici și are și niște povești senzaționale. Să-l primim! Să treci mai, Nea Rică, băi! Ce bine arăți, ești bronzat, arăți bine. Te arătam ca un urs polar. Mai erai ca un urs polar, adică? Ia, Nea Rică, haide să vedem dacă prinzi mingea aia, m-a dat portar. Uite, mă, aici, mă, n-ai cum. Deși fără mănuși ai descurcat. Și fără mănuși ai descurcat. Mamă, bravo, măi, Nea Rică. Băi, nu știam, ia să vin la antrenament. E bun, nu? Da, cum e, Nea Rică? Ia, perfect, e bine? Îți mai aduce aminte? Ia uite aici. Ce vorba asta? Pe acum la apă plajă mai mă ține puțin picioare, mă dor. Da, genochi. Aici? Da, aici mă duc și am mai jucat pe acolo, că sunt tot așa și m-am dat și la Skandenberg cu unii și cu... M-am făcut șmecher pe acolo. Deci la mare ai fost șmecher iarăși? Da. Dar știi ce vreau să te întreb? Care portar de la Euro 2020 îți place cel mai mult? Așa nu mi s-a părut că iese cineva în evidență, știi? Dacă eram eu, eram sau cel ăsta, mai... Sau ăsta, portarul Elveției, care a apărat de la Mbappé. Și ăla s-a dus ca al nostru atunci când arăta. Te duci, s-a dus pe, adică la ghicită la dăm prima. Să, deci și... la portar, practic, la penalti e ghici. Să ghicești. Deci să ghicești. Păi nu poți să, dacă dă ăla, nu poți să... Sau să te duci înainte. Pe... Deci nu ai timp să te uiți, te gândești, bă, mă arunc în stânga, acum în dreapta. Păi n-ai văzut că dacă te uiți la el că se aruncă, că portarul s-a dus. Da. Și ăla e de ușor în partea aia, că nu mai se întoarce înapoi. Măi, Nea Rică, mi-era dor de mata. Ce faci? Unde ai fost? Unde pe stațiune? Acolo, nu știi. Unde ești matat? La Neptun? La Neptun, da. Cu... Toată viața acolo. Te știu, vrei, de când făceam plaja lui Măruță la mare, la TVR2, de atunci. Păi tot așteptam, poate vineți pe acolo. A început lumea să mai vină, dar nu, parcă nu, mă mai e aia cum era. Și... Sunt oameni ca lumea, întâmplări, mă văd, dar nu se poartă mască. Nu. Am înțeles. Adică, nu, și s-a relaxat lumea. Da? S-a relaxat lumea. Da. Și parcă e mai bine. Eu știu, nu știu ce. Nu mai e cum era așa. Cum lumea. Era prea odată? Cum era? Păi ce era? Tu nu știi ce era, că abia așteptam să ne vedem. Acum, dacă te duci, dai noroc așa cum. Cine știe cum, dacă ne pupăm. Nici cu fetele nu mai ne pupăm așa că... Da, ma, ai fost acum la un control la inima asistentele, tot drăguțe? Azi am fost. Azi? Mm. Și cum? M-a felicitat doctorul că m-a ținut de... și a zis că peste 6 luni. Deci ești bine? Și asistentele care au avut grijă de mata la tratamentul ăsta la mare? Păi nu, acolo nu sunt asistente. Eu fac tratament la Doina. Doina e un... centru de recuperare. Păi și nu sunt de niște recuperare. Asistente acolo să te ajute? Păi știi ce fete sunt acolo? Mă, unele aproape cât mine, de bătrâne și nu mai e nimeni de așa. Deci vă cunoașteți de și, mult? Da, pe mine mă știe de când jucăm. Florica Pacă îți trage cu niște nămol pe acolo, pe 2 ori. Ăla, hai că îți dai o parafină. Da, pe Florica o știi din tinerețe? Da. Bă, da, și tot face, bă, masaj să mă rog. Și hai să vezi pe unul de la bucătărie ce aia a fost cea mai bună. Când m-am dus, Nea Rică, te rog eu frumos, că eu nu pot să ies din bucătărie. Nu te mata că avea o pană la mașina lui. Da. Dar eu, lasă-mă cum mă duc eu până la mangale. Să-i repari pana, omule. Da. Și am umflat-o așa ca să țină până ajung eu acolo. M-am dus acolo... Chiar a fost masă acolo, hai noroc, tată, să treci pe drumul ăla de manga, de unde e băie eu acasă. Și mă vedea cine, că ia, uite, fă și mie pana asta. Eu am întors mașina, când așa, acolo unde era așa, și m-am întors și invers, nu mai am orientare, să știi. Și când am venit în București, am luat-o și când am văzut cu ei pe Dâmbovița, am luat-o acasă și eu am luat-o spre Constanța, înapoi, acum. Stai, bre, că nu înțeleg, deci m-ai plecat de la Neptun să faci pana omului la Mangalia, Mangalia la drum, la... și ai ajuns unde înapoi? Ai ajuns la Constanța? N-am ajuns, te-ai dus încolo, în Vama Veche, în loc să te duci dus, înapoi. Am făcut-o, adică n-am făcut-o. M-am dus, i-am spus de-o la, că eu am zis că pana era pe dreapta. A, și pana era pe stânga. Pe stânga. S-a uitat ăla, a mersi, Nea Rică, uite, bine, n-are nimic, a băgat-o la apă. A făcut seama. Și i-am dat 10 lei, să trăiești azi, Nea Rică, să trăiești, am pupat. Plec, mă duc, până am ajuns la ăla,
S-a făcut aproape gata. Ce ai făcut bine, adică? Gata, m-am făcut-o, dar nu m-am uitat pe dreapta, că era pe dreapta. Deci, mă, tata, ai dus să faci pana de pe dreapta, ai făcut-o pe aia de pe stânga. Da, mă. Am stat-o, iar am deci, umflat. Deci, mă, tata, ai parat roata care n-avea pană. Și am umflat-o iar și m-am dus în... Bine, nu e asta mâncață, și a, și a găsit-o, da, mă, n-arică. Și te-ai întors, da? Păi da, ce dracu. Adică, băi, sunt împlăt adevărate ori de bătrânețe, ori de... Dar ce asta cu orientarea, a? Orientarea nasoală. Păi poate stau gândurile în altă parte. Am luat-o ca să nu mai ia eu să intru pe bulevard să vin acasă. Am zis să iau pe chei, când vii de la mare. Da, pe chei eu din Băbiță. Da. Și m-am dus, dar m-am băgat pe în alte părți și am ieșit pe acolo și hop, cheia aici, tata, să mă duc acasă. Când s-o iau la dreapta, că așa știam eu, când vin. Și am luat-o dreapta, mai merg și când mă uit spre Constanța. Ia uite, bă, ce fac. Deci... M-am dus mai la dracu până m-am întors. Măi, Narică, bă. Da, da, bă, ce mai? Ce mai? Nu-i bine să spun, dar cred că ori ne prostim, ori am bătrânit și nasol. Uite, să... Bre, atâta timp când mai știi cum făcea Florica masaj în tinerețe, ești bine, crede-mă. Nu, cred că e bine. Eu mă bucur că am scăpat de toate așa și, și sănătatea asta și lumea, am zis peste tot, să avem grijă de sănătate, că trebuie oricând, când poți să te duci la doctor, să te duci. Că eu am avut noroc și când eram sportiv, mă controlat tot timpul, pe urmă, cât am fost până la primărie, ne obligat să facem la 6 luni. Analize. Analize și tot. Și așa m-a găsit cu pitalacul. M-am dus și zice fata Nearică, trebuie să te vadă un cardiolog. Și când m-a văzut Nearică, hai să-ți băgă. Și m-a băgat ăla. Dar are un an, pe 6 a fost. Ai stentul? Da. Noroc. Să fie Nearică. Deci ți-a verificat presiunea, totul e bine. Da. Asta e. Dar ei a râs bine, pe cuvântul meu de onoare. Se vede că te-ai odihnit la mare. Așa, nu e adevărat, te-ai odihnit la e mare. E bine, mă, dar nu e... Mă duc, plec joi, iar. Iarăși? Cu nevastă. Cum se simte soția? E bine acum, s-a dus la plămâni și a zis doctorul că să mai aștepte, să nu, că ea a fost atacată acolo. Din cauza cred că fobii. Ceva și la picioare, cred că aici ai plămâni, picioarele, vulnerabil, la lumea bătrână sau care are o boală. Că altfel, eu spun, nu am avut problemă, dar uite... Mă dor picioarele astea, mă dor că ce am făcut, vorba la nevastă, n-a pe și fierul să strică datul. Da, corect. Și... Dar câți ani e Nearică acum? Pe 10 mai am împlinit. 75, nu? Da. Mulți înainte, dar n-a râs de 75 ori, Nearică. Să dea Dumnezeu să ne-a râs și la 100, dacă mama a trăit 100 de ani și să... Fratele meu are 90. Păi de asta, merge genă lungă. Sărani original. Da, bă, de la Vlădenci. Da. Bravo, Nearică. Bă, cum mă bucur când te văd așa, că ești bine, asta contează. Că mă dai și prietenul nostru și am trăit de toate. Am și râs aici, ne-am și distrat, am și plâns. Să spun ce am și supărări, da. Nu place așa să mă duc undeva sau să fie lumea supărată sau să nu faci glume, că dacă mă duc la emisiune, nu e stilul meu să nu fac... Da. Să știi că eu tot încerc să mai desecretizăm niște dosare. A fost Gigi Gheorghiu aici. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și am zis să ne trimită oamenii mesaje pe WhatsApp dacă l-au cunoscut pe Gigi Gheorghiu, în ce îi postează, dacă, na, că el de 40 de ani la mare, bre, au început să vină mesaje de la doamne și domnișoare care și-au adus aminte de tot felul de nebunii. Bă, pe așa se făcea înainte. Ce te... Păi, hai să ne trimită lumea mesaje, poate știe cineva ceva de Nearică. Băi, acum mi-ar place să am și eu măcar 50 de ani. Nu, dar vreo poveste de la malul mării de acum 34 de ani? Ai, atunci... Că nu erai căsătorit, bre, de asta. Era, mă, și ce dacă... Acum, fiate, înainte când mă duceam la mare, îi spuneam, tată, mă duc și eu cu prietenii, vină și tu mai târziu, așa, știi? Că făcea, stăteam și eu în cantonament. Și nevastă... Acum ce zice? Băi, Rica, ai grijă cu cine te duci, să nu ia ceva de până casă, să, că, adică poți să iei ceva dacă se poate. Nu m-am mai zis că nu se poate. Să, dacă ești tare, ia, da, ai grijă pe acolo. Adică îți dă voie. Și? Da, da, de ce am făcut? Ce rost are, m-am operat. Cum adică vrei de ce degeaba? Nu mai merge, mă, ce, ușor, ce mai e, asta e treaba. Asta este, hai să iau telefonul, să vedem mesajele pe care le primim, Nearică. V-am zis, primim mesaje pe WhatsApp, să vedem oameni care au avut legături cu dumneavoastră. Legături? Ia să vedem. Cum? Cine? Fete, nu? Păi de asta, exact. Cu băieții, n-am încercat. Nu, nu. Nu, dar mata când duceai o fată la mare, unde o duceai?
La ce cofetărie? La cofetăria Rică și Costică, la terasă. Băgam ceva acolo, haleală, ceva whisky și alea ca să ia forma și se ezita acolo, baie, în spate. În ce cantura, baie? Pentru cantonament, așa, să stai. Repă, 5 minute. Păi da, ce să... Da, bă, Nearică. Bună ziua, l-am cunoscut pe domnul Rică la Mangalia, la Player. A dat mesaj cineva. Da, și ce să facem? Păi nimic, lumea trimite mesaje că te-a cunoscut și te-a întâlnit. Da, bă, toată lumea mă știi. Deci de asta zic, adică uite, ne trimit oamenii mesaje, ne uităm și noi, verificăm unde ne... Când mă vede toți, râde la... Nu, să treci Nearică, nu-l vezi, uite și pe ăla sau... Mata, întotdeauna, de asta a fost, cred că, cea mai mare bucurie a mata, să te întâlnești cu oameni lumea. Și îmi să vezi că... lumea, multă lume așa asta să fie. Asta e, că să... îi faci pe oameni să fie da. Vesel. Uite, de exemplu, la terasa acolo, cum știi tu, mă duceam, serveam dacă vine. Mamă, mai îți dau o vrăjeală, o pontă, servești ceva, poftiți. Alții zice, nu, plin, adică ne servești, mata. Pe cuvânt, adică fac ceva, mă simt excelent. Asta e om popular. Dacă stai așa, da, mă simt între oameni cel mai bine. Dar mă da, acum la Mangalia, când te duci la mare, stai la Mangalia, nu? Păi nu am acolo. Apartamentul? În 40 de ani. Da. Păi da, exact. Ăla care au prins hoția când ți-au spart apartamentul. Nimic, a? Acum 2-3 ani. 3 ani. Azi, acum am pus niște... nu mai, nici pasărea nu intră pe acolo. Am înțeles. Da. Da, degeaba, că nu mai e nimic. Uite, Nearică e un om de milioane. Îl știu pe Nearică de când era bebeluș, a dat cineva mesaj. Bebeluș? Așa a dat mesaj. O fi fost și eu? Bebeluș, nu mi-aduc aminte că am fost mic așa. Ia uzi, luna trecută a fost pe la Eforie, nor pe plajă, da. Un om de milioane, un caracter minunat. Ia bre, uite, vezi, a trimis doamna da, și mesaj cu mata. Păi uite, stătea aici pe scaun și doamna făcea poză cu mata. Da, cu... Yeah. Da, dragă, da, să trăiești, da, am fost. Știi de ce? M-a chemat cineva să... Vedem, uite ce poze primim noi, ca să stai. Da, bă, ce? Păi de asta zic, păi adică doamna a trimit poze, foarte, admiratoare. Foarte bune. Uite, ai văzut? Foarte frumos, hai că mai așteptăm. Claudia. Prea îmbrăcați suntem. Bună ziua, eu l-am cunoscut la Neptun, la Steaguri. Te cunoaște vreo lumea? Acolo. Mata, ești... Păi toată lumea acolo vine, că știe că la Neptun, acolo. La Steaguri. Mm-hmm. Exact. La unde Neptun... știi tu? Unde l-am întâlnit cu tine? Unde făceam și eu emisiunea da. Acolo, da. Mm-hmm. Foarte frumos. Băi, Nearică, mă bucur că ești bine, asta contează. Ți-am zis, acum când te-am văzut astăzi, ne-ai luminat platou. Și mi-a zis și doctorul că sunt bun. Ești gata. Și pleci iar la mare? Joi. Și stai până când? Cu nevastă mea o la tratament acolo. Să vedem dacă mai fac, nu mai pot să fac împachetări de nămol și alea, că dacă am ăsta, da. Alea era cele mai bune. Știi ce mă gândeam acum, deci ești bine cu inima, nu? Da. Înseamnă că putem să-ți facem o farsă, ceva. Păi ce să mai faci farsă, crezi că mai o fur așa? Uite, da. Rică Răducan, un om plăcut, foarte comic, e o plăcere de om, a jucat la Vico, la Crevedia, era o mare bucurie. Bună ziua, sunt Roșca Iulian ce? Din Iași. Am ținut cu Rapid din cauza simpatiei de Nearică. Vezi oameni mulțumesc, care... Mulțumesc, tată, să fiți sănătoși, să știți uite, bă, că ați oameni avut care dau... să iubiți. Uite, oameni care dau mesaje cum joci cu ei fotbal pe plajă sau ceva. Da, bă. Adică mulți oameni... Cu Oncescu, l-am pus ăla care e care mai... Cu Oncescu? Lui Ion Oncescu? Da. Ai, bre. Să mor eu. A tras pe notă, trage o barcă de aia, să vezi? Da. Și a venit acolo la pătăia să dăm... Și Nearică îl țineam de vorbă și când stătea și apagă, îmi dea și apagă. Vrei încă o poză cu mata de la Rapid aici. Cine este? Oamenii trimit poze. Cu copil, dar cine, mă? Păi nu știu, fanii. Era și mata mai tânără acolo, vezi? E, cu, da, cât de tânăr? Păi erai, 10, cred că încă... Ani. Cum? 10-15 Da, uite, stai... Oamenii, vezi, au tot felul de amintiri pe care ni le trimit și nouă să ții. De când aveam training ăla de națională. A, mai ți-au ce aminte? Păi era, da, nu mai, le-am dat la toți. Bine. Uite, am fost colegi de liceu la Bolintineanu. Da. Trească Nearică, regele portarilor. Prin mai mesaje de astea ai. Poți să... Stăteam, tată la Bolintineanu, dumneavoastră lertece director, toată lumea a făcut liceu acolo. N-a rămas nimeni repetent. Eu dacă nu știam, aveam una în fața mea care știa și dă-te la o parte și copiam tot după ea și numai 8-10 luăm. 10, mă știu. Eram tare. Să minuna toți. Bă, ce note ia Rică, să mă... Dar era deșteaptă, era...
Dacă nu vrea să te dea fără, pac, îi trăgea câte picior pe sub, haide, mă... Da, și mata băia... Și pe urmă mă duceam cu ele la prăjiturile. Băi, Narică, dar și mata băia deștept. Ai copiat după cea mai deșteaptă. Păi, crezi că dacă nu ești deștept, poți să te orientezi așa, să n-a... Păi de asta tremur, faci greșeli. Uite, îți mai citesc două mesaje și te las. Bună ziua, întrebați-l pe Narică câte porbagaje de pui primea pe lună când juca la fotbal la Crevedia. Ne-a povestit. În fiecare săptămână. În fiecare săptămână plin porbagajul de pui. 100 de pui. 100 de pui. Pe cuvânt, le dădeam cu 3 lei puiul. Să mură dacă mi-e că venea, îmi dădea directorul că jucam acolo și nu îmi dădea material, că n-avea. Și ce ne-a rică, ăsta dă, gata, și când aveam și eu tineret, când mă suna fetele, ne-a rică, hai pe la mine, că n-aveam telefon de asta. Uite, bre, te sună doamna Elena, te salută, ți-a făcut dosarul de pensie, un om vesel și o plăcere să vorbești cu el. Doamna Elena Grigorescu ne-a dat mesaj, femeie care a avut așa. Ia uite, Rică m-a enervat în 74, era la Brașov în cantonament. Când s-a dat jos, i-a căzut mingea din autocar. Eu am furat-o și s-a luat după mine. Băi, oameni și-aduc aminte. De ce crezi că m-am dus de pe aia? Să iau mingea de pe măști. și uite aici. Lăsa-mi eu, îți dau mingea, tata, lasă. Știi? Și ultimul mesaj, Nearică. L-am întâlnit pe Nearică, Rică Răducanu la Neptun, la Nămol. Sunt Fănica. Asta e, mă, Fănica. Asta e aia care îmi face de atâți ani. A, da? Ea e Fănica. Păi i-a dat mesaj. Mai vin o dată. A dat mesaj, Fănica. Care, mă, uite, îmi trage, gata, mă, hai, pleacă. Ia mă spălă pe spate. Că zice, când știi că ai un omul pe tine și îmi dai ceea ce... Hai să-ți dau la șifoner. Vă pup pe toți, tată, sănătate, mersi. Sunt bine și vreau să fie... Iar bine la toată lumea să ne vedem așa fericit. Ia uite, Nearică, au apărut pozele de pe litoral cu mata. Îți dai seama că primim... Acum ai poza aia. De perioada... Acum. Perioada asta. Da. Bravo. Sâmbătă. Bravo, Nearică. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Păi gata, ne gândim că mai ai și mata treabă. Bă, să fii sănătos. Dacă vrei, mai rămâi cu noi pe aici. Vine și... Da. Serios, dacă vrei. Da, să mă duc. Mai stai cu noi pe bune acum. Am crezut că ai treabă. De unde să mă duc? Ce? Nu mai am somn. Vine bre cu aici, aici. Haide aici. Observator, dacă. Ia un loc aici. Mai vreau să vorbești cu mine. Nu, că nu vreau să plec. Pe unii omul meu, în locul lui aici. Aici? Vrei o cafea? Nu. Nu. Un ceai? Nu beau cafele, mă. Nu, un ceai? Nu. Bre, s-a stricat scaunul. Lasă-mă să lasă în jos, așa trebuie să... Mamă, Nearică... Eu uite-l pe ăsta, e frică de scaun acum. Lasă, hey. Nu să te țină de asta zic. Da, dacă mai o chem și pe pufoasa amândoi, că se duce până jos. Cu Greta, nu. Lasă, rămâi aici. Haide că eu chem pe Maria. Acum nu se rupe mult. Da, nu e bine. Dar să stai un pic, să vezi. Facem și o șpârlă. Stă, mă. Ia să vezi. Narică, o chemăm pe Mariana Ionescu, hey, Căpitănescu, care a plecat în vacanță aici, imediat. Ajutorul tău. Ce? Ajutorul tău, eu mai arunc cu vrăjeala cu aia. Exact. Nearică este asistentul meu de astăzi. Și la pensie, nu mai... Ai văzut ce mi-a zis? Mi-a făcut dosarul. Gata. Bre.